Un aliat curajos și nobil al oamenilor din timpuri imemoriale este malamutul din Alaska. Acum, acești câini sunt adorați pentru caracterul lor de înfățișare și însoțitor, iar în timpul goanei după aur și cu mult înainte de începerea sa, malamutele au fost un mijloc de supraviețuire în climatul dur al Alaska. Referință istorică. Originea câinilor din Nord se întinde până în secolul al XVII-lea, cel puțin triburile Eskimos din Malemut trăiau deja în Alaska. În companii a tovarășilor lor cu patru picioare, câinii aborigeni cu blană extrem de densă și piele groasă pe tampoane, malemutele trăiau prin nomadism, vânătoare și pescuit, care necesitau mobilitate. Câinii au servit ca singurul mijloc de transport și, în funcție de perioada anului, tribul s-a mutat unde ar putea lucra patrupedele. Trebuie remarcat faptul că relația stabilită între eschimoși și câinii a fost absolut paritară. Animalele nu ar putea supraviețui într-un climat dur fără îngrijirea umană, iar triburile, la rândul lor, depindeau puternic de performanța și loialitatea câinilor. Câinii aborigeni malemuti nu s-au amestecat niciodată cu alți câini. Câinii grei, rezistenți, asemănători lupului, au fost de rasă din fire. Totul s-a schimbat în 1896 când a început goana după aur în lume, în regiunea Klondike, situată de-a lungul golfului râului Yukon. Între Canada și Alaska, au fost găsite vaste zăcăminte de aur. Minerii din întreaga lume s-au repezit în regatul zăpezii și al gheții, ceea ce a crescut brusc cererea de câini de sanie, singurul mijloc de transport la acea vreme. Bineînțeles, populația câinilor aborigeni din Alaska nu a putut satisface cererea tot mai mare, iar câinii potriviți pentru muncă în climatul dur au început să fie importați activ pe teritoriu. Cel mai obișnuit invitat a fost Sfântul Bernard, care a fost adaptat să funcționeze într-un climat dur și se distinge prin rezistența sa. Calitatea rasei a dispărut în fundal. Oamenii urmăreau numărul câinilor. Prețul unui câine de sanie bun a fost de până la $500 americani, în timp ce salariul mediu săptămânal a fluctuat între 100 la 120 de unități convenționale. Există o versiune în care oamenii și-au însușit puii, i-au crescut și i-au valorificat în hamuri. Nu este greu de ghicit cât de repede s-a degenerat rasa aborigenă în favoarea câinilor spitz de tip server. Este interesant. Datorită izolării unor regiuni, unii dintre câinii aborigeni malemute au supraviețuit încă, care este principalul motiv al diviziunii. Malemute moderne în două linii. O jumătate bună a taxelor a revenit câinilor. Transportul de mărfuri, livrarea de apă și alimente, comunicarea între așezări. Nu numai minerii, ci și cercetătorii au fost trimiși în regiune cu goana după aur. Jurnalele contabile care au supraviețuit descriu rezistența incredibilă a eschimosilor la frig și la câinii care au servit oamenii. De exemplu, într-una din surse este indicat faptul că malamutii nu au tolerat cruzimea sau atitudinea obscenă, ci au servit fidel șoferului care respecta câinii și știa cum să construiască o relație de paritate. Este interesant. Legenda conform căreia, pentru a câștiga respectul unui câine, este necesar să-l doboare pe omoplaț și să-și muște urechea, se întinde din istoria malamutilor. Malamutele din Alaska și husky siberien sunt câini erou. Câinele malamute din Alaska a câștigat cu adevărat faima mondială, rezistând la o luptă muritoare cu formidabila climă din Alaska. În cea mai puternică furtună de gheață, vorbim despre rasa Drovers și câinii eroi, care a fost numită Marea Rasă a Milei. După închiderea minelor de aur, populația orașului Nome scădea rapid. Locația orașului a fost deosebit de incomodă din cauza izolării timp de 7 luni pe an. La 20 ianuarie 1925, în oraș a izbucnit o epidemie mortală de difterie, care a afectat fără milă eschimoșii care nu erau adaptați bolilor virale, în special copiilor. La Nome era un singur medic, el a pus un diagnostic și, prin comunicații radio, a cerut ajutor statelor din apropiere. S-a găsit un ser antidifterie, totuși, din cauza furtunii jucate, mântuirea a rămas de neatins pentru oamenii suferinți cu calea ferată.
Serul a fost livrat cât mai aproape posibil de orașul Nome, în plus, soarta oamenilor a depins exclusiv de câini și drovers. Orașul Nome se afla la 1085 km de punctul de sosire a vaccinului. La cursă au participat 16 șoferi și peste 150 de câini, dintre care majoritatea erau malamute și husky. A fost o adevărată cursă de ștafetă. Vaccinul a fost transmis din mână în mână de bărbați curajoși, iar câinii au fugit fără oprire și au căzut epuizați pe drum la sosirea la punctul de transfer. Unii dintre câinii curajoși nu au supraviețuit cursei, deoarece aproape întreaga cale a sanilor a fost acoperită de întuneric și o furtună de fluierat. Temperatura aerului în unele zone a scăzut sub 64 grade. Este interesant. În filmul de animație Balto 1995, scena căderii echipei în timp ce traversa râul, precum și episodul despre răsturnarea unei sanii cu o încărcătură valoroasă sunt o adevărată reflectare a istoriei. Ultima distanță, lungă de 84 de kilometri, a fost alocată șoferului Gunnar Kaasen. Liderul echipei a fost celebrul Balto, în vârstă de 8 ani, alb-negru husky siberian. Câinii au călătorit în 7,5 ore și au livrat vaccinul în orașul Nome. Epidemia a fost oprită în decurs de 5 zile. Toți câinii și drobii care au participat la marea cursă a milei au devenit eroi din Alaska. Este interesant. Povestea cu desene animate, mass media și alte surse au redus la tăcere meritul unui câine de 12 ani pe nume Togo, care a mers pe o cale mai lungă și mai dificilă în comparație cu Balto. Aspect. Malamutul din Alaska este un câine mare, puternic, rezistent, care nu și-a pierdut calitățile de lucru originale. Rasa este împărțită în două linii. Cot Zebue, specia malamutelor din Alaska din care a fost scris standardul de rasă primară. Linia este de dimensiuni medii, exclusiv de culoare lup și un caracter însoțitor. Câinii tind să aibă o relație egală cu oamenii. Melut este o linie secundară de malamutes, înregistrată în 1947, reprezentant mai mare al rasei. Lupul alb-negru, gri și alb sau alb-pur, considerat a fi mai agresiv și mai relaxant decât Cot Zebue Malamutes. Mărimea câinelui este considerată coroborată cu proporțiile corpului. Puteți vedea fotografii cu malamute uriașe care cântăresc între 50 și 60 de kilograme. Reputația giganților ca crescători este foarte controversată. Cu toate acestea, câinii sunt recunoscuți ca fiind de rasă pură. Pentru a rezuma descrierea rasei într-un singur standard, înălțimea și greutatea media a câinilor au fost determinate în funcție de sex. Cățelele, 58 la 59 cm, 34 kg. Bărbați, 63 la 64 cm, 38 kg. Indiferent de descendență, malamutul din Alaska trebuie să posede toate calitățile unui câine de sanie ideal. Cea mai mică inconsecvență a constituției, care este plină de o scădere a forței fizice sau a rezistenței, este considerată un defect de descalificare. Prezența degetelor a cincea este, de asemenea, considerată un dezavantaj. De obicei, acestea sunt amputate imediat după naștere. Cap, proporțional cu corpul, mare, cu obraji și pomeți largi, fruntea este rotunjită moderat. Tranziția către punctea nasului este foarte înclinată și netedă. Craniul este împărțit de o brazdă superficială în frunte. Liniile botului sunt drepte, cu curbe îngrijite. Nasul este dens, mobil. Prezența petelor ușoare este permisă în pigmentare, nasul zăpezit. Buzele și obrajii sunt fermi, strânși, mușcă excepțională de foarfecă, dinți mari, ochi, oblic, în formă de migdale, pigmentare într-o paletă maro, urechi, mediu sau mic în raport cu mărimea corpului, rotund, erect. Setul este profund, moderat larg, într-o stare relaxată, auriculele sunt rotite în lateral, în timpul lucrului, direcționate înainte sau presate. Corp, formatul este dreptunghiular, doborât, compact. Se străduiește pătratul, cușca toracică este profundă, puternică și largă. Gâtul este lat, muscular, ușor curbat. Spatele este drept,
Linia omoplaților este ușor mai mare decât crupul. Bazinul este lat, muscular, foarte puternic, nu alungit. Membre, foarte puternic, puternic, musculos. Îmbinările sunt largi și flexibile. Laba este ușor înclinată înainte de mână atunci când privește câinele din lateral. Picioarele din spate sunt puternice. Cârligul și genunchiul sunt coborâți. Labe stânga și dreapta sunt în linie atunci când se uită la câine din spate. Racemele sunt mari, colectate și arcuite. Degete puternice cu ghiare puternice. Un strat protector grosier crește între degete. Pielea tamponelor pentru labe este groasă și aspră. Coadă. Puneți-vă ferm și destul de jos, continuând linia spatelui. Ridicat și răsucit doar când este calm. În timpul lucrului, coada este menținută dreaptă, coborâtă la pământ. Este interesant. Structura specială a corpului malamutei din Alaska permite câinelui să smucească centrul de greutate în direcția mișcării. Abilitatea se reflectă în fragmente de filme de lung metraj. Când câinii trag sania atârnată de stâncă, animalele îngheață o secundă, devin alerte, liderul face primul pas, iar câinii din mijlocul și sfârșitul echipei încep să se împingă, puternic cu picioarele din spate. Haina și culoarea malamutelor din Alaska. Malamutul este acoperit cu păr semilung, grosier și elastic. Pe gât, pantaloni și coadă. Este permis un păr de gardă alungit. Substratul este dens, mediu-moale și menține poziția naturală a stratului. Orice tunsoare este interzisă, cu excepția tratamentului cosmetic al părului între degete. Culoarea variază în paletele gri-negru și roșu sablei, cu pete albe. Singura culoare solidă permisă este albul. Totuși câinii albinii trebuie aruncați. Gâtul, pieptul, botul și partea inferioară a corpului sunt vopsite în alb. Sunt necesare pete sau sprâncene deasupra ochilor. Pigmentarea nasului și a buzelor este neagră, cu excepția câinilor cu o paletă roșie de paltoane, a căror piele poate avea culoarea cărămizii sau a ficatului. Marcajele albe în formă de guler sau linie pe frunte sunt binevenite. Diferențe între husky siberian și malamut din Alaska. Crescătorii fără experiență confundă adesea husky și malamute, datorită tipului de spitz și a originii nordice. De fapt, diferența dintre husky și malamute din Alaska este evidentă. Mai jos sunt cele mai contrastante diferențe, structura corpului. Malamutele sunt mai mari, mai largi și mai puternice. Husky sunt cu 8 la 10 kg mai ușor decât malamutele din Alaska. În general, dacă luăm în considerare standardele ambelor rase, totul este diferit. De la structura craniului până la poziția vârfului cozii. Scop, spre deosebire de husky, crescut pentru a participa la curse de sanie pentru câini. Scopul malamutei este de a transporta încărcături grele. Coada, în timp ce lucrează la ambele rase, coada este menținută paralelă cu solul, cu toate acestea, într-o stare calmă. Este ondulată în malamute și coborâtă în husky. Ochi. În malamute este permisă doar pigmentarea maro a irisului. Husky cu ochi albaștri sau chiar cu ochi impari, heterocromie. Important. Culoarea albastră a ochilor este o pată descalificatoare pentru malamutul din Alaska. Caracter și antrenament. Malamutele sunt câini buni, pozitivi, curioși și foarte prietenoși. Rețineți că filantropia se încheie cu cea mai mică încercare de a suprima calitățile de conducere ale câinelui. Malamutul din Alaska este un lider și un lider prin natură. Asigurați-vă că un animal de companie vecin de orice fel și trib va fi supus regulilor haitei. Și nu prin agresiune, ci prin intelect și viclenie. Un animal de companie se poate dovedi a fi un animal încăpățânat, principial și neclintit. Chiar și puii din Alaska. Malamute prezintă calități de conducător încă din copilărie. Dacă nu aveți viclenie naturală și caracter puternic, nu ar trebui să primiți un malamute. Rasa nu se caracterizează prin ascultare de necontestat sau cultul proprietarului. Cu toate acestea, câinele onorează și respectă conducătorul uman. Notă.
Malamutele latră foarte rar și preferă să comunice folosind un set de sunete guturale. Pregătirea malamutei din Alaska este o afacere scrupuloasă și este cu greu în puterea unui crescător de câini novice. Rasa este activă și disprețuiește literalmente monotonia. Apropo, oferta de aport și alte comenzi stupide sunt stăpânite de câine de dragul decenței. Câinii au un potențial extraordinar de activitate și trebuie să fie exercitați corect. Nu se recomandă păstrarea malamutelor într-un apartament, deoarece potențialul fizic al oamenilor puternici poate fi realizat numai cu efort prelungit. Alternativ, animalele de companie sunt învățate cu bicicletă. Luăm o bicicletă, de preferat una mai grea. Cumpărăm un ham special pentru bikejoring, înhămăm malamute și mergem. Pentru un câine tânăr, o distanță de 6 la 10 km odată pe zi va fi o distracție ideală. Nu uitați să acumulați sarcina treptat. Important! Pentru câinii de sani există un ham special care distribuie sarcina de-a lungul coloanei vertebrale către picioarele din spate și nu spre piept. Întreținere și îngrijire. Malamutul din Alaska este un câine mare, care este destul de dificil de păstrat în interiorul celor patru pereți și o casă ideală. Pentru secție va fi o casă cu un teritoriu vast. Vă rugăm să rețineți că înălțimea gardului nu este atât de importantă ca adâncimea fundației sale. Rasa se caracterizează printr-o tendință maniacală de a săpa găuri și tranșee. Pe fondul unei apariții impresionante, malamutele nu diferă în ceea ce privește agresivitatea și de cele mai multe ori nu protejează teritoriul. Este interesant. Obiceiul de a săpa este instinctiv. În Alaska, câinii au prins rozătoare ascunzându-se sub zăpadă. Fiecare proprietar decide singur ce să hrănească animalul de companie, în funcție de disponibilitatea timpului liber și a capacităților financiare. Malamutul se adaptează bine oricărui tip de mâncare, cu condiția ca naturalul și uscarea să nu fie amestecate. Stratul gros nu este predispus la murdărie sau rogojini. Câinele trebuie periat o dată pe săptămână și scăldat de două ori pe an sau după cum este necesar. În timp ce mutați, memorați mânecile și zgâriați câinele în fiecare zi, de preferință cu un furminator sau șlefuitor pentru câinii mari. Îngrijirea ochilor, a urechii, a ghearelor este mediocru. Câinele trebuie examinat după fiecare plimbare, iar urechile trebuie curățate dacă este necesar. Cu plimbări complete, ghearele se uzează natural. Dinții trebuie spălați dacă câinele mănâncă în principal alimente noi. Hrăniți-vă cu regularitate cartilajul moale al câinelui sau periile de specialitate pentru periajul de dinți. Dacă se formează tartru, trebuie să vă contactați medicul veterinar. Sănătate! Speranța medie de viață a malamutului din Alaska este de 13 la 16 ani. Cu toate acestea, datorită încrucișării dezordonate a rasei în timpul goanei după aur, animalele de companie moderne sunt predispuse la o serie de boli, displazia articulației șoldului la linia melut, probleme de vedere, atrofie retiniană, orbire, dermatită și eczemă. Volvulus intestinal sau stomacal distribuie pe rețelele de socializare